Viceprimarul Suceavei, Lucian Harșovski, a anunțat că în municipiul Suceava a început implementarea sistemului de eticheting. Acesta susține că stațiile de transport vor fi modernizate, la fel vor fi 22 de automate de emitere a etichetelor și abonamentelor, iar plata pentru acestea se va putea face și cu cardul. Suntem în modernizare și în program de îmbunătățire a flotei TPL-ului, dar foarte important, am semnat și vă pot spune că Primăria Municipiului Suceava a început deja implementarea sistemului de eticheting în Municipiul Suceava. Mă refer la faptul că stațiile de transport în comun vor fi modernizate. Acest sistem de eticheting este prin fonduri europene, 397.000 de lei fără TVA și în termen de 10 luni de zile softul trebuie să fie funcțional. Ce înseamnă acest lucru? Toți cetățenii municipiului Suceava, atunci când stau în stații, vor ști în urma panourilor de informare care vor fi montate în stațiile noi ce trebuie aduse, în cât timp vine autobuzul, ce linii trec pe acolo. Foarte important, își vor putea achiziționa biletul, abonamentul cu plata cash, plata cu card de la acele puncte din stație, vor fi 22 de automate de emitere a etichetelor sau abonamentelor și, bineînțeles, se va putea face plata și prin RFID cu cardul de la bancă. În mijloace de transport în comun vom avea informări cu stațiile care urmează, cât timp mai durează sau estimatul până la următoarea stație și, bineînțeles, cu traseul autobuzului. Și foarte important, vom avea sistem, repet, de eticheting. Nu vom mai avea aceste taxatoare care vor fi redistribuite în cadrul TPL și vor lua decizia cei de la, din Consiliul de Administrație ce se va întâmpla, dar până la sfârșitul anului, pentru că e termen de 10 luni de zile de implementare a acestui proiect, să avem acest sistem și să fim într-adevăr în 2021 cu aceste mijloace de transport în comun.